Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, la emisiunea Reflector Analitic. În următoarele 45 de minute vă invit să rămâneți cu ochii pe noi. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre faptul că Republica Moldova ar putea deveni țară observator în cadrul Uniunii Economice Euroasiatice. Aceste aspecte vom încerca să le abordăm împreună cu Adrian Lebedinski, deputat PSRM. Bună seara și bine ați venit! Bine m-am găsit! Și Vitalie Catan, analist politic. Bună seara și bine ați venit în cadrul emisiunii noastre! Bună seara! Domnule Lebedinski, haideți pentru început să explicăm telespectatorilor ce presupune până la urmă această Uniune Economică Euroasiatică și, de fapt, care sunt perspectivele ei. Pentru că domnul președinte anunțase acest lucru chiar și pe o rețea de socializare despre faptul că țara noastră ar putea obține statutul de țară observator. În primul rând, ca și oricare asociație de state, această Uniune prezumă un interes economic, în primul rând, de a dezvolta economia acestor state care sunt membri al acestei Uniuni și, respectiv, și politicul. Ca observator, noi tindem să fim mai aproape, să vedem care sunt procesele interne și cât de rentabile sunt pentru Republica Moldova. Dacă, totuși, reșim din perioada care ne-a fi acordată, vom stabili că pentru Republica Moldova aceasta este o cale economic corectă și rentabilă pentru Republica Moldova, evident că vom merge la următorul pas. Dar, inițial, urmează să procedăm la această, anume această etapă, să fim observatori. Trebuie să recunoaștem că este o economie destul de mare. Sunt state, da, majoritatea sunt foste state CSI sau republici a Uniunii Sovietice, dar pe noi ne leagă foarte mult și inclusiv și în economie. Noi e mult mai ușor să discutăm, cunoaștem limbile. Trebuie să recunoaștem că Republica Moldova, cu părere de rău, persoanele care sunt mai în vârstă de 30-35 de ani, nu prea mulți cunosc limbile europene fluent. Da, dacă să luăm procentual, eu cred că sunt vreo 15-20% din populație care liber ar putea să discute într-o limbă europeană. Ce se referă la limba rusă, care este o limbă vorbit în toate aceste state, este mult mai ușor să faci o afacere. Și cu cât mai mult mentalitatea noi o cunoaștem a acestor parteneri și poate ar fi o idee interesantă să o dezvoltăm pe viitor mai mare. Domnule Catană, la sfârșitul lunii mai, la adunarea șefilor de stat, membri a acestei organizații, această inițiativă a domnului președinte va fi pusă la discuție. Care sunt așteptările? Bine, cum trebuie să privim? Eu cred că e suficient să privim conferințele de presă a domnului Lukashenko și cred că ne putem edifica și putem face evaluări foarte pertinente în ceea ce privește utilitatea aflării noastre în această Uniune Euroasiatică. Și urmăresc, pentru că dezbaterile sunt de ceva ani la noi în spațiu public, și sigur că urmăresc de mult timp și periodic am văzut știri sau lucruri de care sunt revelatoare în ceea ce privește starea acestei Uniuni Euroasiatice. Am văzut, de exemplu, cum Rusia a introdus embargou Kazahstanului la produse spiritoase. Motivația a fost că produsul din Kazahstan este mai ieftin și afectează negativ producătorul local, respectiv cel rus. Și eu stau și mă întreb ce fel de piață este asta, ce fel de piață liberă este acea în care ai un acord cu un partener și acel partener în mod discreționar decide să-ți închidă piața pentru produsul tău, deși tu ești partea unui acord economic, astfel încât practic face inutil acest instrument. Pentru că, așa cum a spus și domnul Lebedinski, da, e adevărat, e bine să cauți soluții avantajoase pentru economia țării, dar sigur că trebuie să vedem dacă lucrurile astea sunt reale. Am văzut la fel cum s-a întâmplat în cazul cu Belarus. La fel, s-au introdus embargouri la mai multe feluri de produse și cele mai discutate și care au lovit mai tare, de exemplu, între altele, sunt și cele care privesc produsele lactate, de exemplu, producătorul din Belarus. Și la fel,
motivațiile au fost cele mai variate și, așa cum am înțeles din explicațiile domnului Lukașenko, de altfel pertinente, sunt iarăși oarecum arbitrare și incorrecte. Pentru că, așa ca și în cazul nostru, s-a invocat că eventual producătorul din Belarus revinde ceea ce a cumpărat din alte locuri. Acum, apropo, asta ce ține și de calitatea noastră de semnătar acordului de asociere, pentru că nouă asta ni s-a imputat. Da, iată că se vede că lucrul ăsta poate fi imputat chiar și unei țări care nu este semnătar acordul și atunci nu înțeleg de ce este atacat acordul de asociere. Asta așa, între paranteze. Dar lucrurile astea, am mai spus-o și repet, circulația unei mărfi se poate verifica foarte ușor. Astăzi, în era în care informația, ai acces la informație, la produs, poți verifica produs, eu cred că lucrul ăsta poate fi verificat foarte ușor, așa cum și în cazul nostru. E foarte ușor să faci o expertiză și să, la urmă, una chimică, bănuiesc că sunt deja tehnologii care permit să faci diferența între vinul moldovenesc și vinul din Chile, de exemplu, sau din Bulgaria, sau din alte locuri. Deci lucrurile astea se rezolvă foarte simplu prin proceduri speciale, imediat închei. Deci revin la esență. Deci un acord în care practic calitatea de semnătar a acordului nu mai contează pentru că un partener a acordului oricând poate să-ți impună un embargo, să-ți impună o limitare, eu nu înțeleg rostul, pentru că, pe de altă parte, noi avem exemplu în europene, unde ai reguli stricte și dacă te-ai înțeles, păi acele înțelegeri sunt respectate. Asta înseamnă un acord și eu nu văd, din punctul ăsta de vedere, avantajul pentru Republica Moldova din acest acord. Domnule Lebedinski, haideți să discutăm despre faptul că și președintele Dodon spunea că trebuie să avem relații bune atât cu Occidentul cât și cu Orientul. Pornind de la această afirmație, intenția noastră de a fi țară observator în cadrul Uniunii Economice Euroasiatice nu afectează relațiile noastre cu UE? Nici într-un caz. Eu vreau să vă... Vă rog, pe marginea ceea ce a câteva momente. Uniunea Europeană s-a format timp de cât? 50 de ani. Da? Ceva mai mult. Directivele care urmează să fie semnate de către Uniunea Euroasiatică, ele sunt prevăzute până în anul 2024. Deci e evident că apar acum careva situații, careva neînțelegeri, careva conflicte. Domnul Lukașenko, trebuie să-l recunoaștem că el este un politician și mai ales că este un statalist care are grijă în primul rând de statul său. Și este corect. El, interesele primordiale, le pun interesele Belorusiei. Și normal că el e acea persoană care negociază la sânge orice picătură de lapte care trebuie să plece din Belorusia. Și el singur, dacă faci referință la conferința de presă, el singur e cunoscut care e problema că au venit laptele la noi în praf, noi l-am prelucrat, v-am făcut produsele alimentare și le-am trimis mai departe. Adică el recunoaște că nu-i produsul, că prelucrează, dar noi ne-am întâlnit Republica Moldova. Asta am spus că contează foarte mult și aspectul tehnic, pentru că acum trebuie să zic ce înseamnă lapte. El singur recunoaște, asta își spune. Nu, stop, aici chiar e o chestie foarte tehnică, pentru că eu știu, de exemplu, din ceea ce lecturez și eu, nu sunt specialist neapărat în lactate, dar scrie toată lumea și toți recunosc că laptele astăzi în toată lumea, inclusiv în Rusia, la noi și în Europa, răspund, contează deja calitatea, dar se produce din lapte praf. Și atunci bine, dar până ajunge el praf, știți cum, la noi se spune că Moldova, laptele care îl mâncăm noi, el nici nu a văzut lapte. Nu, da, e glumă bună. Nu, asta e ce și, dar eu vreau să mai spun încă un moment așa, da. Noi ne-am întâlnit cu situația când a fost reținut câteva furi, câteva tiruri de-a noastră cu poamă. Și în document era poama neagră, dar când au scos-o din fur, era albă. Și normal că rușii au întrebat, băieți, s-a rușinat poama asta, ce cu tânsă? De ce s-a înălbit așa deodată? Dar a noștri aduceau, real, s-a constatat că nu respectau... ANSA dădea documentele la stânga și la dreapta și poama venea din nu mai contează. Da, din alt stat, venea în Moldova. Își făceau documentele că este poamă produsă în Republica Moldova și se ducea în Rusie. Domnule Bedinski, dar asta adică problema e foarte simplă aici. E vorba de impozitare. Dacă ar veni că rușii tot nu sunt potrivi să importeze din alte state,
E vorba de calcule. Dacă vine din Republica Moldova, are anumite scutiri la taxe de intrare în Federația Rusă și respectiv în Uniunea Euroasiatică, dacă vine din alte state, plătesc toate taxele și produsul finit se primește mai scump. Aderarea la această Uniune este una iminentă? Poftim? Aderarea la această Uniune, la ora actuală, este noi vorbim iminentă? Despre observator. Da. Dați, tot ce, da. Ce a spus și domnul Cătan, evident, noi, ca să poți să te expui cu părerea asupra anumitor circunstanțe, trebuie să fii în împrejurimea lor, trebuie să vezi ce se întâmplă. Să vezi care din ei are dreptate și cât e de rentabil pentru noi. Oricum trebuie să analizezi piața. Pentru aceasta trebuie să ai careva aspecte, să ai acces măcar la documentația lor. Altfel, noi, cei ce vedem la televizor, noi și pe asta ne facem impresia noastră că, uite, acolo e bine sau în altă parte e rău. Dar să mergem, nu ne obligă nimeni. Noi nu avem cheltuieli, noi nu plătim careva cotizații, noi nu avem careva obligațiuni economice față de ei. Noi am intrat, am văzut, dacă pentru noi este rentabil, atunci spunem, păi, bun, dați să vedem, uitați-vă, pentru Moldova ar fi bine să negociem condițiile în așa fel, așa, cu o rată de, nu știu, creditele, că nu trebuie să uităm că acolo este format și o bancă cu un capital destul de impunător de finanțare pentru statele membre. Noi nu trebuie să uităm că acolo vrem, nu vrem, dar foarte multe state sunt cointeresate în această piață și noi, având un careva istoric, să cedăm pur și simplu așa. Noi și așa avem pierdut câțiva ani de zile, am lipsit de pe piață și acum agenții noștri economici, e foarte greu să revină înapoi. Necădând la faptul că păi, este marca, o cunosc. Care este o problemă foarte serioasă. Da, corect. Și aici trebuie să punem și în raport cu partea cealaltă, cu piața Uniunii Europene. Celelalte piețe terțe deja nu le mai discutăm. Da, dar economiștii zic că indicii pe anul trecut nu sunt prea bucurători la capitolul. Ba da, sunt buni. Eu cred că nu. Export. Nu sunt, ba da, datele arată foarte clar că s-a acoperit ceea ce am pierdut pe segmentul rusesc. Acum, vedeți, trebuie să înțelegem un lucru. Că s-a vândut pe piața rusă, că acum, apropo, și aici este o problemă. Pe piața europeană nu este o problemă să vinzi. Și eu am deja am acumulat câteva exemple când existau solicitări de la producătorul nostru sau de la intermediari, mai exact, ai noștri, și îi spuneau că nu mai au în stocuri disponibil. Fructe, legume, da. Iar pe de altă parte, alții se plâng că nu pot vinde. Deci e o problemă de organizare și eu nu cred că astăzi, în lumea în care suntem, e o problemă să pui o linie de sortare și de ambalare a fructelor și a produselor și să vinzi pe piața europeană. Și aici trebuie să evaluăm, să consultăm parteneri europeni eventual. Nu știu dacă domnul Dodon a făcut acest lucru și să vedem care sunt repercursiunile asupra relațiilor noastre cu partenerii unde deja avem piețe și, repet, avem piețe certe. Deci, acolo unde dacă ai intrat, nu mai există modalități arbitrare din partea altor autorităților din acele țări să-ți îngrădească acel acces. Și atunci se pune problema. Merită să sacrificăm ceea ce am câștigat pe segmentul din vest, din Uniunea Europeană, ca să mergem să revenim pe o piață, iată cum a spus și domnul Lebedinski foarte bine, unde nu ai garanții că mai poți reveni la aceeași situație și la aceeași parametri pe care am avut anterior. Pentru că dacă atunci consumatorul rus știa de vinul nostru și știa că îl cumpără fără alte opțiuni, acum dânsul a fost obligat prin situația creată să caute alt producător, probabil s-au creat niște loialități și va fi foarte greu să vii să probabil un segment oricum putem să-l recapetăm, dar nu cred că la aceiași parametri pe care am avut. Și aici revin în discuții și altceva. Noi, dacă vorbim de parametri de calitate, trebuie să vorbim de calitate în orice situație. Nu, păi nu aici e valabilă aici vreau teza să ajungem. Standardele pieței europene sunt un pic mult mai rigide. Nu neapărat. Iată, vedem că vinurile noastre în Uniunea Europeană se vând, iar rușii au standarde, se pare că mai exigente.
Bine, că sunt exagerate, da, și au subtext politic altceva, dar eu vreau să spun un lucru. Aceste standarde de calitate trebuie să fie și valabile și pentru noi. Pentru că, iertați-mă, nu accept argumentul ăsta că, uite, în Uniunea Europeană se cere calitate bună. Dar avem și mai mulți producători. Pe contrariu, ce rezultă? Că noi putem să consumăm orice, iertați-mă, rebut, orice lucru prost făcut, orice fructă sau legumă otrăvită sau de proastă calitate, doar pentru că nu este acceptată în piața europeană. Nu! Standardele valabile acolo trebuie să fie valabile și aici, în Moldova, pentru că trebuie să ne gândim și la cetățenii Republicii Moldova. Câți ani trebuie Republica Moldova să treacă pentru a corespunde? Păi haideți să nu vorbim așa, da, din ipoteze. Să vorbim din exemple reale care le-am trăit noi. Producătorii de vin, iată. Și eu aud voci din zona producătorilor de vin care spun, nu au curaj să spun public, să spună public, că lucrul ăsta nu sună retoric bine, dar o spun așa pe la diferite discuții, că de fapt lor acest embargo impus de Rusia le-a prit bine și i-a ajutat într-un fel. Pentru că, așa cum spune și domnule Bedinski, nu Cricova, nu Purcariu sau cineva se ocupau cu lucrurile astea despre care dânsul a vorbit. Se ocupau alți oameni care de fapt n-au nimic cu vinificația și cu producerea de... erau doar intermediari. Și faptul că lucrul ăsta s-a curățat de tot felul de oameni necinstiți care se ocupau pe zona asta cu afaceri, au fost eliminați și au rămas într-adevăr producătorii serioși de vinuri, producătorii serioși de fructe și legume. Și sunt eliminați intermediari. Deci lucrul ăsta a fost posibil. Iar ceea ce vedem noi în magazinele noastre, vedem un vin de o calitate mai bună. Nu cred că astăzi cineva nu va recunoaște că avem pe rafturi vinuri de o mult mai bună calitate decât am avut acum, hai să nu zic a 5, cronologie, da, dar decât 10 ani. Și eu cred că exemplul ăsta pe care l-am trăit noi aici în Republica Moldova, trebuie tot noi să-l învățăm și să-l aplicăm și pentru producătorii de legume, de fructe și așa mai departe. Întrebare în aceea, da, la capitolul cei care au rezistat. Nu prea îmi place mie poziția aceasta, care cu păreri rău se insistă de la mai multe tribune că Moldova sunt producători doar de legume, fructe și vinuri. Noi putem să facem acum toată lista de producători. Asta a fost zona de conflict pe contorii. Interesul nostru piața nu e ca să spunem, să avem conflict cu piața europeană sau cu piața chineză sau cu piața americană. Noi vrem să diversificăm. De ce noi am abandonat această piață a Rusiei? Doar din simplu considerent că a apărut un conflict. Nu ne trebuie să conflicte. Noi suntem un stat prea mic. Ce să vă aminte anul 2009, cum s-a început conflicte care era retorica împotriva Rusiei și normal. Știți cum? Embargo a fost impus de Rusia. Noi n-am cerut, vă rog, limitați în accesul. În cazul când autoritățile noastre erau destul de agresive și au menținut practic toată retorica anti-Rusie. Rusia evident anul 2009-2010, aduceți-vă aminte, că doar atunci s-a început situația. Și acordul de asociere în 2014, până atunci a trecut din mai târziu. Da. Dar eu vreau să vă spun, e foarte corect, ați menționat dumneavoastră, că pe la în jur de anul nou, de acum luna ianuarie-februarie, producția într-adevăr în depozitele noastre nu era producția autohtonă, dar vreau să vă spun de ce. Nordul Moldovei, majoritatea producătorilor renunță și își taie livezele. Livezi care intensive care au fost stătite. Pentru că ei nu sunt concurenți în Europa. Și despre vița de vie vroiam să atingem. Sunt de baștă de la nord și despre piața de desfacere. Până la urmă vroiam să vă întreb, pe piața europeană mai există Franța, mai există alte state. Vreau să menționez câteva momente, doar am vrut să atrag atenția. Europa e plină de producători de fructe și legume. Ceea ce noi încercăm să exportăm acum.
Deci noi ar trebui să ne găsim nou nișa noastră, noastră, da, unde asupra la care se găsește și inclusiv în Europa, dar eu vreau să vă spun că ar trebui noi ar trebui să lucrăm, să diversificăm economia noastră ca să nu depindem de altcineva, inclusiv de careva embargouri. Eu nu vă dau o piață foarte bună pentru, vă spun o vreodată. Piața Republicii Moldova. Nu v-ați gândit la treaba asta că pe piețele noastre... Anume asta și trebuie să facem. Într-adevăr, noi trebuie să facem produsul nostru. Pe piețe, dar pe piețele noastre se vând produse aduse corect, de pe corect, de toate meridianele. În Turcia, cu părere de rău, în Turcia sau în cei șchin, e mai rentabil. Volumele care le fac, eu chiar astăzi discutam. În Israel, o găină face 12 ouă pe zi. Tehnologiile. O vacă face 40 de litri. Chiar mi-a plăcut expresia lui Putin. Deci la noi, în Rusia, faci vaca, faci 300 de litri de lapte. În Israel faci 1200, unii 900 de litri. Asta e situația și la noi. Da, să pământul fertil, frumos spus, produce mai puțin, pământul foarte bun, produce mai puțin noi decât tehnologie, trebuie să aducem tehnologie. Eu chiar recent, cred că vreo toamna trecută, vorbeam cu niște producători de noștri, au spus că de pe un hectar de pământ ei au ridicat 40 de tone de ardei. Spun, e imposibil. Au venit tehnologii. Au văzut, într-adevăr, dacă de implementat, nu avem ce faci cu atâta ardei, nu avem unde îl folosi. Sunt tehnologii în Transnistria, de pe un hectar de pământ se ridică până la 60 de tone de ceapă. Eu înțeleg, sumele acestea sună foarte, când la noi ridică 2-3 tone, știți, și spune, vai, cât de mult. Productivitatea înaltă am avut, da? Da, noi... Nu, dar știți, iarăși, mă rog, iată cum spune domnul Lebedinski, producător, nu știu ce să facă cu el. Păi aici este iarăși loc de discuție. Aici e rolul statului, cum va organiza? Pentru că e vorba de industria prelucătoare, deci industria alimentară. La noi, industria asta s-a comprimat până la lucruri foarte simple și elementare și am ajuns la statutul de producător care vinde produsul... Inițial. Primar. Fără prelucrare și ne plângem că nu avem noroc. Anume de considerentul este noi și avem majoritatea pierdurilor. Păi trebuie să venitul de bază vine din cât mai multe etape tehnologice le trecem, cu atât produsul final este mai scump. Noi trebuie să ne învățăm să producem produsul final, acela care ajunge pe masa consumatorului, practic gata. Pentru că te duci și te îngrozești, te duci pe rafturi și eu văd ketchup sau conserve sau din legume sau dulcețuri făcute, iertați-mă, pe la Polul Nord. Și eu mă întreb, cum vine asta? Domnule Catan, îmi permiți aici o întrebare? Poate e dus produsul nostru în colo, prelucrat și venit înapoi. Și vine la noi și îl cumpărăm mai scump. Da. Poate e o întrebare retorică, îndrăznesc să o adresez. Ce facem în condițiile în care Republica Moldova se declară a fi o țară agrară? Unde e paradoxul? Sau de ce se creează acest paradox? Păi da, e un paradox că într-o țară agrară n-ar trebui să ne plângem de lipsa, de exemplu, a produselor alimentare, să nu se vorbească despre industria alimentară în termenii în care vorbim noi. Motivele acum cred că ar lua mult timp și trebuie, și ele sunt foarte complexe pentru că țin și de decizii administrative, țin și de capacitățile oamenilor, țin de mediul de afaceri și așa mai departe. Țin de tehnologii propriu-zise, cum a spus domnul Lebedinski. Aici ar trebui și eu, iertați-mă, cât de priceput m-aș pretinde, nu cred că aș da răspunsuri foarte repede. Dar în orice caz este loc pentru că, repet, când ai niște premise pentru a dezvolta o industrie alimentară, de exemplu, e păcat să spui că nu poți să o faci și nu ai cu ce și n-ai de unde. Există sisteme asta într-adevăr se rezolvă. Noi am avut acest proiect polonez, 100 de milioane de dolari urmau să fie investite în producerea alimentară, adică în prelucrare de fapt materiei prime, și care a fost doar din situația că un ministru a refuzat, ministrul finanțelor a refuzat să semneze acest acord, tot proiectul a fost abandonat. Și acum eu sunt ferm convins. Dar înțeles că se revine, oricum. Se revine, dar este foarte interesant. Da, o să vă spun. Se revine foarte interesant. Moldova lua creditul la 0,15% cu marja
cu dobânda. Da, dobânda cu amânarea dobânzii peste 5 ani de zile. Termen de grație. Da, cu termen de grație era 5 ani de zile. Această unitate de implementare acorda creditul cu 2%, dintre care jumătate de procent rămânea aceste unități pentru gestionare și respectiv, nu știu, 1,3% acolo, 35%, erau bani achitați în bugetul de stat. Acum, propunerea care? Toți banii, Republica Moldova își asumă această obligațiune, ia cu 0,15% de la, transmite băncilor comerciale, băncile comerciale transmit de acum cu 3,5% până la 5% agentului economic, respectiv agentul economic pierde 1,5% până la 3% din plățile care urmează să le efectueze, dar Republica Moldova, statul, nu beneficiază absolut nimic, tot venitul rămâne în banc. Din calculele și simple care le-am făcut, se primește băncile în acești 25 de ani, primesc doar din acest procent 50 de milioane sau 51 de milioane de dolari. Evident, adică trebuie să vedem unde e situația, ce s-a întâmplat. De ce cineva lobează interesele sistemului bancar? Numai de simplu, considerat că Republica Moldova nu e în stare să... Păi, da, să fim serioși. Erau persoanele, au investit jumătate din proiectul de 3-4 milioane, au investit jumătate din această sumă, de acum stă construi tot, așteptau doar utilajul să vină și încă toamna trecut trebuie să înceapă producția și noi ne ocupăm cu asta. Dar iarăși vreau să revin. Apropo, sigur că în Parlament sunteți deputat și... Nu, cunoaște mai multe aspecte. Avem o grămadă luptă cu procesele acestea. Dar trebuie insistat să admitem că vin acești bani, dar banii au mai venit. Trebuie stabilit. Gestionați corect. Și prioritățile pe domenii. De asta am spus. Prioritățile trebuie să stabilească statul. Nu doar tractoare și anume de asta noi trebuie să fim pe toate piețele. Noi trebuie să fim prezenți ca observatori absolut în toate organizațiile, ca eu, părerea mea. Noi ar trebui să avem reprezentanți noștri în toate organizațiile economic rentabile pentru Republica Moldova. Dacă să vă dau ca titlul de informații, am solicitat de la Ministerul de Externe informații care proiecte economice au fost promovate prin intermediul ambasadei noastre în toate țările unde avem noi reprezentanți. Niciun proiect economic n-a fost. Unic proiect care a fost făcut, asta au fost făcute cursuri de marketing cu ambasadorii. Cum să promovezi produs și atât. De asta noi suntem nevoiți acum să mergem absolut peste tot, în toate domeniile unde avem șansă să avem distribuire, pentru ca să vedem de acolo să aducem tehnologii și încolo să putem să exportăm ceea ce e necesar pentru această piață. Noi, nimeni nu spune că noi în Federația Rusă trebuie să ducem, eu nu știu, camioane sau trenuri. Dar ceea ce e necesar acolo, noi trebuie să asigurăm. Dacă e necesar să producem la noi în Republica Moldova, eu doar nu exclud situația, având relații bune atât cu vestul cât și cu estul, noi am putea la noi pe teritoriul Republicii Moldova să facem careva fabrici pentru asamblarea anumitor, nu, bine, automobile ca automobile, poate să fie careva mijloace tehnic și care noi nu știm a gestiona banul nostru. Noi, real, la noi doar sunt bani. În economie numai trebuie să le faci condiții bune investitorilor să vină încoace și noi am trăit ca în rai. Domnule Catana, pe 3 aprilie? Nici ca în rai. Da. Nu știu, e o problemă. Păi trebuie să muncim pentru asta. Ziceam că la 3 aprilie la Chișinău se va desfășura acest for economic internațional la care va participa și președintele acestei uniuni. Până la urmă vroiam să vă întreb, care sunt așteptările dumneavoastră de la acest for economic? Vor fi aplanate anumite conflicte? Vom deschide noi piețe de desfacere? Bine, cum spunea domnule Bedinski, efortul ăsta trebuie făcut oricum și în orice situație și oriunde. Numai că trebuie văzut în ce context și în ce cadru. Eu nu cred că această Uniune Vamală ne va ajuta cu ceva în condițiile în care, de exemplu, același Lukashenko a declarat că are tras 1000 de funcționari care erau implicați în aceste structuri. Mie mi se pare o chestie foarte serioasă. Când ai o parte importantă a acestui acord. Belarusia a fost între inițiatorii și membru de bază a acestui acord. Și atât își retrage funcționarii și nu puțini din această Uniune. Înseamnă că efortul trebuie făcut pe baze bilaterale. Iată cu ultimul anunț, cu cele 5 fabrici de vinuri, care nu vine să spun fabrici, cred că branduri e mult mai potrivit să spunem, pentru că sunt branduri reale.
Deci lucrul ăsta a fost posibil indiferent de existența acestui acord sau inexistența lui. Deci faptul că există sau nu un acord care poate să te oblige și la altceva, nu cum mai contează. Eu cred că efortul ăsta poate fi făcut pe baze bilaterale, nu neapărat în cadrul unei uniuni vamale, care, repet, s-ar putea să prezinte mai multe riscuri decât un acord bilateral. Pentru că un acord bilateral, dacă l-ai făcut cu cineva, e mai ușor să negociezi decât în cadrul unei uniuni cu niște reguli derivate. Și pentru că sunt derivate, cineva poate spune că mai pot fi schimbate în diferite condiții. Și atunci, repet, eu nu văd utilitatea pur și simplu acestei uniuni vamale. Dar avem cel puțin 5 țări, pentru care Kazahstan, Armenia, Kyrgyzstan, și foarte Belarus. Bine, țări extraordinare și trec peste, da, că a fost Uniunea Sovietică, asta nu mai contează. Așa a fost. Sunt țări frumoase pe care le-aș vizita cu mare plăcere, pe unde le-am vizitat, dar lucrul ăsta, repet, poate fi rezolvat în cadrul bilateral foarte bine și ai mai multe garanții decât într-un cadru legal terțiar care te expune la niște riscuri. Eu n-aș fi de acord, din simplu considerent. Atunci când negociezi cu un singur partener, într-adevăr, putem să ajungem la situația când partenerul pur și simplu renunță la acest acord. Dar în situația când tu negociezi deodată cu 5 parteneri pe picior de egalitate, da, și ești în acest forum, vezi care sunt pozițiile. Iarăși, trebuie să nu uităm, noi suntem, adică pretindem să devenim observatori. Solicitarea noastră este foarte simplă. Dați-ne acces să vedem noi unde mergeți voi, care este etapele care trebuie să le mai parcurgeți și să ne facem noi calculele. Dacă prețurile noastre și cei calculi care îl facem noi, la noi acasă, pentru noi va fi rentabil pe viitor, evident noi ne uităm în partea asta. Dacă nu, căutăm altă piață. Dar în același timp nu trebuie să intrăm în conflict. Vă dați bine seama, în epoca când... În epoca globalizării, în epoca globalizării, când toate statele tind să se unească între ele, noi hotărâm să stăm noi într-o parte. Păi nu trebuie să uniți, domnule Bidinski, văd că se despart. Și familiile se formează, se despart, se găsesc alte familii. Eu aș avea o întrebare. De exemplu, prispară copiii să-i creștem până la urmă. Acest conflict între Belarus și Rusia. Dar nu există conflict. Există o negociere și domnul Lukashenko tare bine știa negocia. Da, evident, el își arată. Uite, eu tot am un cuvânt ferm de spus. Domnule Bidinski, doar spuneți așa, fără că ar fi o poveste frumoasă. Oamenii are de suferit producători. Noi, sensul discuției noastre, tocmai asta este. Asta e și întrebare. Știi foarte bine a negocia ce e și legat de interesele țării statale pe care o reprezintă el. Dar eu nu cred că este cadrul cel mai potrivit când, de exemplu, într-un conflict între două țări, da, comercial, nu înțelege conflictul neapărat în sensul conflict armat sau de alt gen. E un conflict. Nu, da, e comercial, e economic, dar e un conflict. Da. Probabil aici, ceva mai mult trebuie de... Acum se discută directivele acestea. Și problema nu e atât în lapte. Asta a fost un motiv. Exemplu, pentru că e vorba de negocieri, trebuie mai mult. Exemplu pentru a... Eu vă spun în ce constă într-adevăr problema. Problema de bază e că Belorusia la import din spațiul european producție, toate taxele sunt achitate în Belarusia, ei le încasează în bugetul lor și mai departe trece în Federația Rusă fără taxă. Și Rusia pune condiții. Băi, uite, a intrat la noi, înseamnă că o parte din taxele care au fost închise trebuie să le achizi nou. Și de fapt acesta e conflict. Domnule Bensky, nu este un argument valabil pentru că s-a constatat apropo în cadrul discuției, lucrul ăsta poate fi foarte ușor oprit în cadrul legal existent, inclusiv în cadrul acordului, dar atenție, directivele nu semnate. Lucrul ăsta a fost posibil pentru că asta se făcea prin scheme de corupție în care erau implicate organele vamale ale Rusiei. Și aici nu poți să lovești în Belarus, să-i acuzi Belarus, când problema este de fapt eu vreau să revenim acasă. Organul vamal propriu din țara proprie, care nu-și face treaba cum trebuie. Iată, cum v-ați dat exemplu, dacă strugurile ăla n-a fost din Moldova, a fost oprit de vamă,
și la revedere. Lucrul ăsta nu trebuie rezolvat. Da, dar n-a trecut prin Belarus. De fapt, între Rusie și Belarus nu mai există vama. Cum aducem noi investitori în Republica Moldova? Pentru că avem o economie tenebră care înflorește, spune economiștii. Acest lucru, pe ce dimensiune ne-ar putea ajuta? Eu cred că sunt două elemente importante care afectează investițiile în Republica Moldova și de care trebuie să ținem cont. Sigur că mediul de afaceri afectat inclusiv de corupție și, doi, Republica Moldova în sine este o piață foarte mică, neatrăgătoare pentru investitori. Deci un investitor când investește își face niște planuri de vânzări care să acopere o areă geografică cât mai largă. Republica Moldova nu reprezintă un spațiu de interes. Respectiv, sigur că trebuie să ținem cont de acest lucru și să creăm condiții avantajoase în raport cu alte țări, astfel încât să fie profitabil de produs aici și de vândut în, acolo unde își dorește producătorul. Deci dar asta ar însemna reformarea sistemului judecătoresc, care s-a discutat la infinit. Da, asta da, neapărat. E corupția, starea e de lucruri clar în vamă. Și plus, eu cred că noi, stabilitate politică. Noi ne plângem iată de multe. Apropo, vorbeați de producții cu o valoare adăugată foarte serioasă, pe care eu nu știu dacă astăzi noi o mai putem rezolva ușor. Astăzi noi trăim încă cu mitul, cu iluzia că avem mâini de muncă ieftine și de calitate. Nu este așa, nu prea le avem. Și aici sigur că trebuie rezolvat și asta, deci instrucția populației. Dar să admitem că asta se rezolvă. Noi trebuie să ne gândim și la proprii noștri cetățeni care, de exemplu, muncesc în străinătate, care, de exemplu, fac bani și, din păcate, negăsind oportunități de investiții, neavând, sau poate ele existând, neavând cunoașterea necesară, nu i-au investit. Singura soluție pe care au avut-o, o știm bine. Construit casă și case sau cumpăram, știm bine cum s-a crescut prețurile și la un moment dat s-a și prăbușit, pentru că era inevitabil când s-a atinge un anumit nivel. Piața, omul lucra acolo, venea cumpăra apartament aici și asta era toată investiția. Eu cred că ar fi bine de gândit, nu știu dacă este realizabil atât de simplu, dar ar fi bine de gândit, pentru că au trecut alții prin așa ceva și au găsit soluții. Turcia, iată, domnul Lebedinski a invocat exemplul Turciei. Păi turcii au făcut la fel, s-au dus și ei prin, peste țări, peste mări, au venit cu bani acasă, i-au investit și acum sunt în postură atât de a produce și a vinde inclusiv la noi. Iugoslavii prin asta au trecut, trec românii prin asta, polonezii, toți au dus, toată Europa de Est probabil asta trebuie să gândim și noi cum valorificăm potențialul cetățenilor noștri care dispun de mijloace pentru așa ceva. Pentru că, repet, omul se duce, muncește, acumulează niște bani și unii poate nu știu ce să facă cu ei. Asta ar fi... Vă rog, domnule deputat. Ca nu, poate completare. Chiar recent, săptămâna trecută, am discutat cu niște persoane care au venit, într-adevăr, au acumulat careva surse și au venit și nu știau, într-adevăr, ce să fac. E bine că moldovenii noștri se trezesc și nu mai investesc în 3, 4, 5 apartamente, dar se gândesc ce afacere aș putea să-și facă aici în Republica Moldova, ca să fie rentabilă și ca el să stăie împreună cu familia, să poată să muncească aici pe loc și din asta să aibă un venit. Și sunt careva proiecte, într-adevăr, destul de interesante, care le-am recomandat, ei au rămas de acum să se mai gândească. Dar aceasta urmează să fie făcut nu la nivel de mine ca persoană fizică, asta urmează să fie la nivel trebuie de stat. Gândit pentru că noi trebuie să ne programăm economia noastră, noi trebuie să știm ce, cum s-a menționat, noi trebuie să ne asigurăm siguranța noastră alimentară. În primul rând, în Republica Moldova, noi trebuie să știm că Moldova consumă pe an atâtea roșii, atâtea carne, atâta pește, atâta cașcaval și ca
să-i stimulăm producătorii noștri interni, să ne asigure pe noi și mai departe să vedem unde am putea, care ar fi piețele, unde am putea noi să fim concurenți. Domnule, vedeți, noi... revenirea noastră pe piața rusă este un aspect economic sau ține de... Pentru Federația Rusă e absolut deloc. Pentru dânși asta e... Sau e o chestie politică ceva pentru clasa noastră. Și ceva procent. E economic rentabil doar pentru Republica Moldova. Pentru Federația Rusă asta nu, absolut nu e nimic. Economic. Adică noi nu influențăm cu nimic. Dar pentru Republica Moldova aceasta este o piață foarte importantă. Cum și piața europeană. Adică noi, eu nu vreau să negăm necesitatea continuării mai departe a dezvoltării pieței europene. Și să găsim mai departe agenți cu care am putea să lucrăm mai departe, să avem parteneri stabili în toate statele unde pentru noi este rentabil. Acolo unde noi nu avem adică știți cum spun businessmanii, unde nu este matematică, acolo noi nu avem ce căuta. Noi acolo trebuie să avem doar relații diplomatice bune. Dacă noi nu vedem că, știți, că nu trebuie să conflicte cu nimeni. Noi trebuie să fim cu toți în relații bune, să avem grijă de populația noastră și în caz dacă s-a întâmplat că cineva din cetățenii noștri au ajuns în careva regiuni și au fost cumva intimidați, cumva au fost puși în situații neplăcute, ca reprezentanța noastră să-i apere. Dar cerința de bază care noi trebuie să avem, acolo, în zonele unde noi avem interes economic, acolo reprezentanțele noastre, ambasadele, trebuie să lucreze anume în domeniul economic. Domnule Catana, aspectul economic ajunge să se intersecteze cu cel politic? Depinde, categoric. Există o interdependență? Categoric, și nu noi suntem în poziția să schimbăm acest lucru. Părere de rău. Și din păcate Rusia chiar a motivat deciziile politice cu sau una cu alta. Deci în situații diferite, în mod diferit, dar le-a folosit pe ambele. Fie pentru a justifica o decizie economică cu motive politice și invers, decizii politice cu motive economice. Având în vedere acest lucru, noi trebuie să ținem cont de un lucru fundamental astăzi, faptul că avem o piață cu poziții certe, deci Uniunea Europeană și noi, unde am compensat ceea ce am pierdut pe segmentul rusesc, iar restul să apreciem ca un fel de bonus. Adică, da, trebuie să creștem. Apropo, vorbeați că nu creștem. Da. Păi, nu creștem pentru că s-ar putea ca, indiferent de piețele unde vindem, capacitățile să nu fie la momentul ăsta așa cum ar trebui. Înseamnă că trebuie să ne gândim că dacă vrem să lărgim volumul și neapărat trebuie să o facem de produs vândut, păi trebuie să lărgim capacitatea de producție. Pentru că s-ar putea să nu mai avem, iată cum spune domnul Lebedinski, nu mai sunt în depozite. Înseamnă că problema nu este doar lipsa pieței neapărat, că piața există de vânzare. S-ar putea să avem probleme cu capacitățile și atunci trebuie să ne gândim la eficiența produsului, ca pe un hectar să nu vinzi cât acolo a spus ardei, dar mai mult. Și ardeiul ăla să ai capacitatea să-l și prelucrezi în așa fel încât... Pentru asta trebuie să ai tot ciclul integru, trebuie să-l ai aici pe loc. Și atunci asta înseamnă volum. Pentru că dacă, de exemplu, am vândut în Rusia de 1 miliard, vindem în Europa acum de 800 de milioane și în Rusia 200 de milioane, miliardul e capacul nostru, din păcate. Înseamnă că trebuie să gândim cumva să producem peste acest miliard. Da. Îl vinzi în Rusia, îl vinzi în Uniunea Europeană, în alte locuri, ăsta îl avem, miliardul avem, nu avem mai mult. Înseamnă că trebuie să ne gândim la mai mult. Domnilor, invitați, mai avem practic mai puțin de un minut. Insist ca să-i acord o întrebare domnului Lebedinski, raportat la declarația domnului Candu de azi, care spunea că Republica Moldova și Parlamentul de la Chișinău nu va participa la adunarea parlamentară a CSI, care va avea loc săptămâna viitoare la Sankt Petersburg. Cu siguranță Parlamentul va fi prezent, reprezentanții Parlamentului vor fi prezenți la acest summit. Mergem acolo și continuăm relațiile noastre. Nu toată delegația, cu părere de rău, care urma să deplaseze, dar reprezentanța Parlamentului o să fie. Domnilor, invitați, eu vă mulțumesc pentru amabilitatea de a participa la această emisiune și pentru explicațiile pe care le-ați oferit. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii. Stimați telespectatori, atât a fost Reflector Analitic de astăzi. O seară bună alături de noi.